Talon, umbra tăișului. Primele amintiri ale lui Talon sunt străbătute de întunericul din galeriile subterane noxiene și de zgomotul liniștitor al unui tăiș de sabie. Nu ține minte să fi avut vreodată o familie, să fi simțit cândva căldura sufletească sau bunătate. Însă nu și-a dorit niciodată altceva decât să audă zângănitul banilor furați și să aibă siguranța unui perete solid în spate. Talon a supraviețuit doar datorită minții și mâinilor sale iuți, câștigându-și traiul așa cum a putut în mahalalele Noxusului. N-a trecut mult timp înainte ca alții să observe măiestria de spadasin și să-l considere un pericol, iar ghildele orașului au angajat asasini care să-i trimită un mesaj, să li se alăture sau să fie ucis. Drept răspuns, Talon a aruncat cadavrele mesagerilor în șanțul care înconjura orașul. Primilor asasini le-au urmat și alții, din ce în ce mai periculoși, până când într-o zi Talon și-a întâlnit egalul, un inamic puternic capabil să-i întoarcă fiecare lovitură. Spre surprinderea sa, Talon a fost dezarmat și a ajuns la un pas de moarte. În acel moment, asasinul și-a dezvăluit adevărata identitate. Nu era nimeni altul decât generalul Ducu To. Generalul l-a pus să aleagă moartea sau înrolarea ca agent al înaltului comandament din Noxus. Talon a ales viața cu condiția să-l servească doar pe Ducu To, deoarece nu putea respecta decât ordinele unui om pe care nu-l putea înfrânge. Talon a rămas în umbră și a executat misiuni secret la ordinele lui Ducu To, mergând oriunde trebuia din ținutele îndepărtate ale Preliordului până în inima de Masii. Când generalul a dispărut fără urmă, Talon s-a gândit o clipă să-și recâștige libertatea, însă ajunsese să respecte enorm pe Ducu To după atâția ani în care îi stătuse alături. Obsedat să descopere unde se afla generalul, a pornit pe urma celor vinovați de dispariția acestuia. Și așa Talon a devenit Talon.